lungul timpului am tot văzut oameni noi care apar în muzică. Chit că e vorba de trap, muzică de sentiment sau chiar manele. Iar eu astăzi alături de un producător muzical vom încerca să facem o piesă, dar nu una ca oricare alta. O să cerem cuvinte prietenilor noștri. Sunt mic acolo? Nu, scuze. Ca să fie situația mai complicată și ca piesa noastră să aibă o poveste. Mamă, ce romantic a sunat asta. La 10.000 de like-uri apare piesa pe canal. By the way, e și Sound pe TikTok. Cel care face cel mai popular TikTok pe Sound primește 100 de lei pe Revolut. Ce credeți, că scăpați de mine așa ușor? Nu! Vreau să intru și pe partea de piese. Adifin Music, producerul lui Mădălin, a lucrat cu Ghosty, a lucrat cu Alex Velea, Travis Scott. Nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați că la 500.000 de abonați puteți să-mi câștigați mașina pe care o am eu, pisicuța. Eu dau cu cea mai mare plăcere. Am ajuns la Mădălin în studio. Băi, e un pic frig, vrei să te mint? Chiar e frig rău. Asta o să fie arma mea de astăzi, nu-i așa, Adi? Da. Tu de abia aștept. N-am nicio dumă pregătită. Vreau să nu-mi răspundă dezbrăc, nu vezi, nu vezi, bă, bă. Hei, Oana, ce faci? Bine, fii atentă, spune-mi, te rog frumos, un cuvânt pe care să-l folosesc în piesă care ar plăcea la femei sau, mă rog, ceva chestii despre mine, gen, cum sunt eu. Nu știu, așa mi-e Sadi să zic. Dar vreau să mint. Bine, știu să gătești. Ok, știu să gătești, sunt bucătar. Ai cook, gen. Sunt mic acolo? Nu, scuze. Ce bun! Mersi, Gami! Gagicuță cu pisicuță, cam bun! L-ai notat? Normal! Facem piesă, mamă, cât de fericit sunt! Și music video, uite, o să fac mișcarea asta! Schițu! Asta se spală! Eu, se spală! Ce-a zis? Îmi plac crețele! Ok! Bă, vezi că Nana știe să scrie, Nana știe cu piesele, știe cu astea! Na! What? Nu mă așteptam! Let her cook! Da, cu spazii. Ok, avem shawarma. Ieșim cu fetele la shawarma, vorba aia. Chiar m-a chemat una la 5 dimineața odată la socului. Flotări! Da, mă, da, da, mă, da! Da, Nana, susține mișcarea! Mădălin, ești supărat? Nu. Ah, ok. Să zici bundă fraier. Bundă fraier? Ok. Ok. Strungăreață, strungăreață și bun de fraier. We cooking! Bă, ce tare e că îi suni în cuplu și gen sunt pe unul și ei două cuvinte. Bun, înainte să începem să facem versurile, evident că Adi s-a pus să facă un beat și cred că o să ne pregătească ceva fire, ia. Cam bun, cam bun, îmi place. Avem aici cuvintele cheie pe care le-au dat youtuberi. Vreau să mă mai zic încă o dată că la 500.000 de abonați eu nu glumesc deloc cu chestia asta. Vă dau vouă mașina pe care eu o am acum. Și nu o să vă dau în starea în care arată, pentru că imediat o să o colantăm, imediat o să mai punem multe, multe, multe chestii tari pe ea. Am bun. Evident că nu o să cânt singur pe piesă, că nu știu să cânt. Adio să mă care. Dar oricum vreau să-mi lăsați în secțiunea de comentarii care a dat mai tare. Plus că voi să auziți un pic la final piesa. Și la 10.000 de like-uri la vlogul ăsta dăm cu ea pe YouTube. Trebuie să-i fac și music video. Fuck, o să fie greu rău de tot. A gătit! Nu știu să cânt așa ceva niciodată. Bă, vede, dar asta e drill. Cât de bun! Bă, neapărat după aia trebuie să le arătăm piesa și la băieți, dacă când e gata. Arătăm la toată lumea. Hai, nebune, să scriem versuri și vedem ce iese. Bă, am emoții! Adi, trebuie să tragi linia. Bă, dacă vă place și dacă este ceva tare, eu mai fac. Îmi place flow-ul ăsta. Ăsta e refrenul. Jumate eu, jumate tu. Bă, dar vreau ușor. Bun, ne băgăm să scriem versuri, revenim. Oficial am folosit prima dumă, aia cu bucătarul. Ia vedeți aici. Ești cu gagică taladei, dar de la glumele. Sunt bucătar, deci let me cook, știi că stau doar cu top modele. Bun! Sunt singur. Gami a zis, pisicuța? Da, Gami. Și bucătarul. Și bucătarul și crețele, cine zic? Cu crețele. Și eu am zis pe primul că ești amuzant. Versurile sunt așa. Ești cu gagică ta la dei, dar râde la glumele. Doamne, adică de bun ești. Bă, oamenii dau bani grei, bă, pentru tine, bă, băiatule. Diamant neșlefuit, grafit neșlefuit. Hai să vedem dacă pot să trag eu așa ceva. Stai că am emoții, am emoții. Vezi că se încale către ele. Ai dat primul vești, ai oprit. Bă, mamă, uite-o tune. Ești cu gagică ta la dei, dar râde la glumele mele. Băi, l-am fost bine. Da? Am zis la microfon, cred. Da, zi la microfon, gen. Și te oprești. Da. Ești cu gagică taladei, dar de la glumele mele. Hai, let's go, next! Sunt bucătar, deci let me cook, știi că stau doar cu top modele.
trebuie să nu râd. Hai din nou că poți mai bine. Ok, dar e tare. Trebuie să nu-l râd, ok? Da, nu râde. Ok, mi-e greu să fac asta și să nu râd, că sunt foarte entuziasmat. Hai. Te iubesc. Ești la... Ești cu... Hai. Stau doar cu top modele. Intră un pic peste versul ăla, gen. Doar lumele mele sunt bucătar. Ok, gen, ok, ok. Pe E, exact pe E. Sunt bucătar de... Nu, no, nu, no, nu, no, pe al ultimul e gen. Dar de la glumele mele sunt bucătar de... Gen. Ok, ok, o cânt în cap. Da. E bine, dar poți mai bine și la final nu opri brusc, gen. Ești cu gagică ta la dei, dar lui de la glumele mele. Ai zis lui de. Da, da, din greșeală. Aaaa, am luat-i! Let's go! Ce tare să auzi cu autotune. Wow! Îmi zice miau când vrea să oprim cu pisicuța, nu îmi cere, am dat peste microfon. Ce bun! Mai jos, gen, ca, exact ca pe versul dinainte, gen. Focusează-te pe versul dinainte să fie să sune la fel, gen, al următorul, gen. Nu mai știu. Păi îl auzi, că ți-l dau pe toți să-l auzi în căști. Hai, let's go! Nu îmi cere. Perfect, cu intonația de la versul precedent, gen. Exact la fel. Ok, let's go. Gene. Din nou că nu mi-a plăcut la final, e prea basic. E, da, e basic, gen. Foarte curios ce o să dai tu! Hai să scriu versurile mele. Ok, stai, vrei să ajungi să scrii tu versurile tale? Da. Din nou, dar vreau, că da, vreau să dau vers cu vers, dar e tare. E tare, e rău. Mi-a făcut vocea. Foarte fericit. Oh, no. Faci și adlipuri? Da. Ești prostule? Ești un prostule, Robică? Îmi zice la mișto, la ceva nou. Ueco! Mi-a venit o idee. Am zis let me cook. Bă, nu sunt muzican de profesie, el e. Doamne, ce bun. N-aveți cum să simți ce simt eu acum, dar credeți-mă, vă rog frumos, că sunt foarte entuziasmat și foarte fericit de ce o să iasă, sincer. E prima mea piesă. Se întâmplă în sfârșit o să-mi ascult piesa în mașină. Asta e cea mai mare dorință mea. Ce urmează acum? Să mă tatuez pe tot corpul, să-mi iau aur mult, diamante și o mașină tare. Pisica. Deci asta e trofeu mea și după aia tu? Mamă, vine să arunc cu camera asta, să o bag într-un bulgar de zăpadă și să dau tare cu ea ceva. We cooked, o să auziți versurile acum. Shaorma, asta e. Dacă poți să dai așa e perfect. Lasă-mi acolo. Shaorma. Mi-e bine, dar gen ai cântat prost. I-am zis. Acolo e gata. Ai intrat bine atunci. I-am... Bă, nu, nu-l găsesc. Unde? Aici. Shaorma. Perfect! Asta a fost perfect. Am strungăreață, o blondă și o creață. Aaaa, nu știam versurile. Am dat un one take, aproape. Acum nu știu dacă e bună, tu să-mi zici. Nu vrei să știi de cât timp îmi doream să fac asta, vere. Am strungăreață, o blondă și o creață. Să nu vi se pare cringe, că sunt entuziasmat. Nu puteți să simți ce simt eu acum, ok? Am zis asta pe vlog de 200 de ori și o să vă nebunesc cu asta, pentru că chiar sunt fericit. Bă, gata, Adi să-și facă versuri și pe mine m-a pus aici să stau și aici. De așa că vreau să ți le fac surpriză. Și acum așteptăm să se pună la microfon și o să luăm reacția gen pe camera aici, să vedem dacă ne sparge Adi sau nu ne sparge. Studio tare și a făcut modelin, bă, băiatule. Cu Robi. Wow. Revenim când o trage. Mădălin a intrat, a zis, nu, stai, Adi, ne oprim, trebuie să asculti piesa. Vom, mi-e place nu de tot. A făcut prea bună reclamă. Vă că-s bune dumele. Îmi place. Ce lansare, clip de-astea? Nu știu ce-ți fac la music video. Am auzit că-s bugete mare acum. Am buget 50 de lei să fac clipul? 50. Fii atent, o să conving și fete, o să am și locație ca să facem clipul. Am și mașina. 50 de lei. Facem mix masterul la piesă, e gata, am făcut tot. Dacă vreți să ascultați toată piesa, vreau să văd 5 sau 10, nu 5, prea puțin. 10.000 de like-uri la vlogul ăsta, pentru că credeți-mă, merită. Mi-e place rău ce a ieșit. Hai să luăm reacția youtuberilor să vedem ce părere au de ce am gătit. Bucătar. Bă, Loki, bucătar? Merge bucătar. Merge bucătar, nu? Irinca, ești acasă? Vreau o reacție onestă, nu vreau o reacție pentru cameră. Bă, tare, what the fuck? Ai mai făcut tu o piesă singur și nu are nicio treabă cu asta. Da, nu, aia n-are voie să o audă nimeni. Bravo. Mulțumesc. Deschide ușa creștine, deschide ușa plânge creștine. Gubi. O să te cheme bucătar. Da, a fost ideea mea să zici că gătești. Bravo, Robi. Un cântăreț extraordinar. Îți place? Pă, de fiecare dată când o aud, bă, jur, mă dor obraji de la cât de fericit sunt și la cât am zâmbit pe toată treaba asta. Dar nu ești așa bad boy în realitate, că pe piesă pare că Robi combină femei. Adevărat, frumos. Influencer music. E ok, dar de ce așa trap? E prea... Ce bun. Mersi frumos. De ce îți place? E ok. Nu,
mă, sună toată piesa cap coadă. Sună bine rău, 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 rău de tot. Deci că e nivel de Tetris. Da, 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 da. Geometry Dash. Da, Geometry Dash. Da, mai foarte faină piesa, bravo. Da, îți place. Da. Cine nu place? Da. Hai. Rugați cătă la trei, dar de la glumele mele. Sunt bucătar de șlet micuc, știi că stau doar cu tău. Îmi zice-mi iau când vrea să pun cu pisicuța, nu încerc.